Păi știu de ce ai intrat pe linkul ăsta, ai văzut titlul, Drago Drink, și ce ai zis? Hai să intru să văd ce băutură face Valentin de Dragobete, pentru că da, nu am vrut să prepar nimic de Valentine's Day, am vrut să așteptăm Dragobetele. Pentru că, da, trebuie să vii și tu cu altceva, mai lasă paharul ăla de vin și pregătește-i, bonene, o băutură cu dragoste. Și azi exact așa se numește băutura, Drago Drink se numește. Și am aici piure de piersici, vodka, puțină apă tonică. Eu am o apă tonică mai specială, voi puteți să folosiți ce apă tonică vreți voi. Asta este cu aromă de cafea. Puțin fresh de lămâie, ingredientul sour, și decor niște portocală deshidratată. Bun, hai să vedem puțin ce ustensile avem nevoie. Avem nevoie de o linguriță, avem nevoie de un cuțit. Avem nevoie de un shaker sau un borcan în cazul vostru, dacă nu aveți o astfel de ustensil acasă, și un pahar. Eu am ales paharul ăsta, care este un pahar mai special în formă de pineapple, în formă de ananas. Este simbolul ospitalității. Primul lucru pe care îl facem este să punem gheață în acest pahar. Să ne menține paharul rece, în timp ce noi mergem mai departe cu ingredientele. În shaker sau în borcanul nostru de acasă o să punem următoarele cantități. Avem 60 de ml de vodka. Voi să nu faceți asta acasă, pentru că s-ar putea să faceți un pic de deranj. 60 de ml de vodka. Apoi piure de piersică și o să pun 15-20 de ml. Direct în shaker. Apoi o să vin cu fresh de lime. Și am aici un lime pe care o să-l tai în două, nu înainte de a îndepărta extremitățile. Și cu un manual squeezer de genul ăsta o să storc tot ce are această jumătate de lime. Am stors direct în pahar și venim cu gheață în shaker. Securizăm shakerul sau borcanul în cazul vostru și venim cu un shake energic. Eu am un shaker din 3 piese aici. O să scurg puțin apa care s-a topit de la gheață și apoi o să strecor frumos tot conținutul în pahar. La final vin cu un splash de apă tonică, să-l fac mai fizic puțin, și cu o lingură o să amestecăm ușor, ușor, nu foarte tare, pentru că am vrea să păstrăm bulele din apa tonică. Ca decor o să folosesc o portocală deshidratată și dacă aveți un pai la îndemână, folosiți un pai de metal sau de sticlă, pentru că trebuie să avem grijă și de mediu înconjurător. Doamnelor și domnilor, Drago Drink! Dacă ți-a plăcut acest clip, dă un share să vadă și prietenii tăi nebunia asta de rețetă. Poate îi inspirăm așa de dragobete. Nu uita, mă găsești și pe Instagram Valentin Luca, mă găsești și pe TikTok Cocktails with Luca, Flair with Luca și Valentin Luca. Te pup și ne vedem data viitoare cu o super nouă rețetă. Cheers!